Dumnezeu lucrează cu putere pentru aleșii săi. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor neca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Isaia, capitolul 43, cu versetul 2. Cei trei tineri evrei au mărturisit în fața întregului popor al Babilonului credința lor în acela căruia îi se închinau. Ei s-au încrezut în Dumnezeu, în ceasul încercării lor și-au adus aminte de făgăduința. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Și într-un mod minunat, credința lor în cuvântul cel viu a fost onorată înaintea tuturor. Veștile cu privire la eliberarea lor minunată au fost duse în multe țări de către reprezentanții diferitelor popoare care fuseseră invitați de Nebucadnețar la festivitatea dedicării. Prin credincioșia copiilor săi, Dumnezeu a fost proslăvit pe întregul pământ. Învățăturile care trebuie luate din experiențele tinerilor evrei de pe câmpia Dura sunt importante. În zilele noastre, multor slujitori nevinovați a lui Dumnezeu le va fi dat să sufere umilințe și abuzuri din partea celor care, inspirați de Satana, sunt plini de invidie și de fanatism religios. Mânia omului va fi trezită îndeosebi împotriva acelora care sfințesc sabatul, poruncea patra, și în cele din urmă, un decret universal îi va denunța pe aceștia ca meritând moartea. Timpul de suferință dinaintea poporului lui Dumnezeu va cere o credință care să nu se clatine. Copiii săi trebuie să arate că singurul obiect al închinării lor este El și că niciun motiv, nici chiar viața însăși, nu poate determina să facă nici cea mai mică concesie închinării false. Pentru inima credincioasă, poruncile oamenilor păcătoși și mărginiți devin nesemnificative în fața cuvântului veșnicului Dumnezeu. Adevărul va fi ascultat, chiar dacă urmarea este închisoarea, exilul sau moartea. Cum a fost în zilele lui Shadrach, Meshach și Abednego, tot așa în perioada de încheiere a istoriei Pământului, Domnul va lucra cu putere în favoarea acelora care vor sta neclintiți pentru dreptate. Acela care a umblat cu demnitarii iudei în cuptorul încins va fi cu urmașii săi oriunde s-ar afla ei. Prezența lui dăinuitoare îi va mângâia și îi va susține. În timpul de strâmtorare, o strâmtorare cum nu a mai fost nici când pe pământ, cei aleși ai săi vor sta neclintiți. Satana, împreună cu toate oștirea răului, nu vor reuși să-i distrugă nici măcar pe cel mai slab dintre sfinții lui Dumnezeu. Îngeri care excelează în putere îi vor ocroti și în favoarea lor, Iehova se va descoperi ca Dumnezeu al Dumnezeilor, în stare să-i mântuiască în chip desăvârșit pe aceia care și-au pus și-și pun încrederea în El. Amin.